m-ai învățat să scrii scriind, învață să trăiești trăind. Cuvintele astea mi le-a spus mama la telefon. Mă sună în fiecare seară să mă întrebe cum mi-a fost ziua, să mă încurajeze și să-i spun și eu cum a fost a mea. De 13 ani, de când a plecat în străinătate, ne povestim viețile la telefon. De 13 ani ne îmbrățișăm în august. Cum ai învățat să scrii scriind, învață să trăiești trăind. Când mi-a spus mama cuvintele astea, tata plecase de câteva luni de lângă noi și eu nu știam cum să trăiesc durerea. Învață să trăiești trăind. M-am refugiat, am fugit, m-am ascuns. Mi-era greu să las durerea, sunt sigură că știți cum e să călătorească prin mine. Mi-era teamă că o să fure lucruri frumoase din mine și că nu o să mai știu de unde să le pun la loc. M-am întâlnit cu durerea de multe ori, deși am fugit de ea, cel mai des în scris. Era ca și cum sindromul post-traumatic îmi ia mâna dreaptă, scrie cu ea, postează pe blog și dă share. Dar bine că a făcut asta, pentru că altfel probabil nu apucam nici să trec peste traumă și nici să privesc în ochi durerea, ceea ce este foarte important. Am început un jurnal în primele zile cu tata în spital. M-am așezat, în prima seară cu el, m-am așezat pe jos, lângă pat, și am notat cu un pix roșu tot ce vedeam. Oboseala doctorilor, un bătrân într-un scaun cu rotile, cearceaful albastru de sub tata, tricoul lui negru și mâna stângă îmbătrânită și muncită. Am scris și despre privirea scârbită a doctorului care a venit și ne-a spus: are pancreatită de la alcool. Poezia asta pe care o să o spun e scrisă când încă credeam că tot ce se întâmplă este poveste căreia eu îi pot da cel mai frumos final. Se numește Salonul 8. Dimineața vine cu perfuzii noi și asistente bătrâne. Tata n-are voie să bea apă, tata n-are voie să mănânce. Tata ar vrea o bere, dar nu să o bea, doar să se uite la ea. Mă cuprinde o teamă, o teamă de mine, când mă uit cu ciudă la alții care mănâncă și se plimbă. Mă cuprinde vina taxei la facultate, vina rolelor de 2 milioane, vina copilului care s-a îmbrăcat cu visele neîmplinite ale părinților plecați. Mă gândesc că tata mi-ar spune că n-a fost vina mea, că au plecat pentru că îi frustra prea tare țara asta. Țara asta în care fugim de noi, alergăm după nevoi, după pungi de urină, numărul 3, 5 bucăți și o fașă. Mă scuzați, domnule doctor, șpaga ați luat-o. Când îi dați niște speranță de viață, măcar așa, diluată. Nu e confortabil să vorbești despre lucruri care te dor pe tine sau pe alții. Suntem atât de atacați de suferință, noi jurnaliștii ne pricepem să dăm informații atât de brutale mai departe și vă rănim cu informații pe care probabil le-ați vrea undeva departe de noi, dar asta e lumea în care trăim. Cum să fac să nu se mai audă? Se aude un piu? Ok? Da, consider că noi, jurnaliștii, suntem foarte, foarte vinovați de cum dumneavoastră și noi, la rândul nostru, jurnaliștii, suntem deschiși să primim povești triste, pentru că ne-am împotmolit undeva în niște clișee, am uitat să stăm cu subiectul, cu omul, cu sursa, am uitat să stăm cu, poate și cu prietenii noștri, suficient de mult încât să înțelegem până la capăt despre ce e vorba. Ne grăbim să punem ștampile pe experiențele altora, ne grăbim să le numim cumva pe fiecare, nu dăm suficient timp, nu dăm timp să înțelegem ce se întâmplă acolo și consider că oamenii care scriu au,
au de făcut o chestie foarte simplă. În momentul în care vrei să dai o poveste mai departe, trebuie să fii conștient cum te poate afecta pe tine povestea respectivă. Și în momentul în care te poți spune în cel mai sincer mod în papucii omului care va primi povestea aia, vei ști și de ce ai vrea să o primești și ce ai putea învăța din ea și cum ți-ar plăcea să fie spusă cel mai bine. Asta fac și eu ca jurnalist. Cea mai grea documentare pe care am făcut-o până acum, cum vi s-a spus, a fost într-un centru de psihiatrie pentru copii. Am mințit că sunt pe cale să devin asistent social ca să văd cum trăiesc copiii de acolo și am fost voluntar printre ei. A fost groaznic. Dar dacă mi-era teamă să trăiesc documentarea respectivă, dacă mi-era teamă să o văd pe fetița care stătea legată de pat zi de zi, dacă mi-era teamă să mă întorc în groaza aia din care n-aveai cum să pleci bine, probabil 67 de copii câți erau acolo încă erau în condițiile astea. S-au dus în alte centre, din fericire, nu știu pentru toți cum s-a schimbat situația, dar știu că a contat enorm să-mi dau voie să fiu trăită de o chestie super nasoală ca să pot să dau mai departe o poveste. Cred că e un sacrificiu pe care trebuie să-l facem și nu este un sacrificiu, pentru că plecăm de acolo nu cu o bucată din noi în minus, ci cu foarte, foarte, foarte multe lucruri în plus care ne pot ajuta să înțelegem lumea în care trăim. E ciudat că îmi tremură vocea la sfârșit, nu la început. Când l-am pierdut pe tata, am vrut să contextualizez exact cum fac și în jurnalism ce se întâmplă. Pentru că, ok, refugiu n-a funcționat, întâlnirea cu durerea în scris mă speria ca naiba și hai să înțelegem cum pot eu trece peste asta. Și așa că m-am dus la Alcoolici Anonim din Cluj să-i cunosc, să văd cum se luptă un alcoolic, să aflu tot ceea ce nu putusem să aflu de la tata, pentru că a fost în străinătate, nu aveam foarte mult timp de discutat chestiile astea. Și m-a ajutat enorm, văzând oameni care trec prin aceeași chestie prin care a trecut și tata, oameni care încă se luptă și erau atât de dornici să reușească foarte mulți dintre ei. Sper că au reușit. Și faptul că le-am auzit poveștile m-a ajutat să contextualizez. Ok, asta este o boală. Eu nu trebuie să mă simt vinovată că nu l-am ajutat să treacă peste, pentru că ținea în primul rând de el, oricât de dur a sunat, pentru că știm că oamenii cu vicii sunt foarte vulnerabili, dar din păcate fix de ei ține, care sunt cei mai vulnerabili, să se scoată din chestia asta. Și am reușit să renunț la vina copilului care s-a îmbrăcat cu visele neîmplinite ale părinților plecați, cunoscând oameni care m-au liniștit și plecând de acolo am înțeles că, ok, eu cred că am, poate pe lângă multele lucruri pe care vreau să le fac în viața asta, poate că e unul pe care trebuie neapărat să-l fac. Să vorbesc cu oameni despre, nu știu câte sunt, dar despre niște chestii. Cum e să pierzi pe cineva și despre faptul că trebuie să vorbești despre asta. Dacă aveți prieteni care trec prin asta, fiți lângă ei, întrebați cum sunt. Dacă treceți prin asta, puteți să mă sunați pe mine, nu știu, vorbim. Rugați oamenii să vorbească cu voi. Este important să nu cădeți în cealaltă parte din care nu... E foarte greu să vă mai scoateți când cădeți în durere de tot. Nu mai știu unde voiam să ajung cu ideea. Știu că vreau să vă spun o poezie care contextualizează o altă problemă. Faptul că mama mea nu vrea să se întoarcă din străinătate. Este unul din imigranții care au această problemă, este teamă de întoarcerea acasă. Și poezia asta este pentru ea. Am câteva notițe aici în cazul în care mă pierd. În orașul ăsta e bine să crești copii. Îmi spunea mama când o întrebam de ce nu a plecat din Râmnicu Vâlcea. În orașul ăsta e bine să crești copii. Își spunea mama când sufla aer cald cu tutun, trei cartiere printre felinare care pâlpâiau blând și oamenii străzii care încă dormeau.
Trei cartiere mergea pe jos ca să fie secretara unui om ca ea. În orașul ăsta e bine să crești copii, îmi spunea mama când o întrebam eu cine voi fi. În orașul ăsta, într-o seară pe stradă, un bărbat a fugit spre mine cu un cuțit, avea geacă de bluș, trupul mărunt și picioare scurte și s-a oprit în poartă și de acolo a strigat, o să te omori odată. În orașul ăsta e bine să crești copii, mai ales fete. Înseamnă că elevele care fac cancer de piele în saloanele de bronzat, mafioții care le agață în clubul de lângă școală, barurile în care ele se pierd la prima beție, toate astea firești. În orașul ăsta e bine să crești copii. Îmi spunea mama când plângeam că vreau tenis și Nike. Înseamnă că toți copiii care se apucă de furat pe internet fac bine. Bine că au bluși de 2000 și bani de câteva grame pe zi. Ok, nu e São Paulo, unde găști de copii jefuiesc pe stradă. Nu e Ayotzinapa, unde 43 de studenți au dispărut, răpiți de poliție. Nu e Aleppo, unde mii și mii și mii mor parcă la infinit. Dar, mamă, în orașul ăsta nu creștem. De asta nu te întorci nici tu de 13 ani acasă. Mulțumesc!